Meci istoric în Giulești. Dăm de pământ cu trupa lui Jose Mourinho, ne impunem cu 5-1 împotriva celor de la AS Roma și revenim în cărțile calificării pentru primăvara europeană. Hai să începem un nou episod. Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod cu Rapidulețul. Ceea ce s-a întâmplat data trecută este absolut incredibil cu echipa noastră. Am reușit să scoatem o victorie imensă. Asta după ce venise Unai Emery tot în Giulești și ne arătase că e diferența mare între echipa noastră și o echipă de nivelul celor de la Aston Villa, echipă de Premier League, cei drept. Ne pusem perfect, am reușit să ne impunem 3-1 cu Chindia Târgoviște în Giulești cu rezervele. După însă vine Unai Emery și dă de pământ cu echipa noastră, n-am avut nicio șansă la această partidă. Suntem înviși cu 3-0 și părea că după meciul ăsta suntem clar în afara primelor două locuri, n-avem nicio șansă și ne luasem gândul. După ne impunem 2-0 la Arad, 3-1 cu FC Argeș, iar ultima partidă s-a terminat 5-1 pentru noi împotriva celor de la AS Roma. Un meci senzațional, un meci care ne duce pe locul 2 în grupa B în acest moment. Aston Villa are 6 puncte, noi avem 4, Copenhaga 4, dar și AS Roma 3. Așadar, vom avea astăzi un meci decisiv, mergem la Roma și vom încerca să scoatem 3 puncte. Ar fi senzațional dacă ne impunem din nou împotriva trupei lui Jose Mourinho, pentru că asta va însemna că vom face un pas foarte, foarte important spre primăvara Europa League. Avem astăzi primul meci la Sepsi, după jucăm acasă cu Poliaș, mergem la Roma pentru meciul decisiv, în deplasare cu Farul Constanța și termină tot în deplasare cu FCU Craiova. Avem și astăzi 4 meciuri în deplasare. Va trebui să călătorim foarte mult, un singur meci pe teren propriu. Din nou vom încerca să abordăm foarte multe meciuri de primă ligă cu rezervele. Probabil la meciul ăsta cu Sepsi e ok, vom juca cu titularii, însă la meciul cu Politehnaș cu siguranță vor apărea rezervele acolo. Din păcate nu ne putem baza pe Sufanat, s-a lovit, va reveni în 3 zile, vedem, poate reușim să-l recuperăm până la următoarea partidă și poate va fi disponibil pentru meciul de la Roma, unul foarte, foarte important pentru noi. Și-a revenit și Branislav Ninai, însă poate juca doar 45 de minute. Hai să încercăm să-l readucem acolo în primul rând, să încercăm să-l forțăm un pic, să vedem, poate va putea juca la Roma, de ce nu? Este unul dintre cei mai importanți jucători ai noștri. Jucăm în dreapta cu Belu, Ramos în stânga, Kaid și Cârjan în spatele lui Marco Duganzic, Sefer dreapta, Costache stânga. Oneș se află într-o formă foarte bună, însă deocamdată îl preferăm acolo pe Vali Costache în partea de stânga. Hai să mergem la primul meci. E o deplasare dificilă, jucăm cu Sepsi, o echipă bună, o echipă antrenată de Cristiano Bergodi, antrenor bun și echipă care are calitate destul de mare. 4-2-3-1, trebuie să fim atenți la Gheorghe, Șafranco, Damașcan, atacanții celor de la Sepsi, unul la mijlocul Rodriguez, doi mijlocași central foarte, foarte importanți. Cristiano Bergodi are 3 înfrângeri, un egal și o victorie ultimele 5 partide, așadar forma lor este una destul de slabă. Noi avem 4 victorii și o înfrângere ultimele 5 partide, acea înfrângere este în Europa League cu Aston Villa. Suntem pe prima poziție, Sepsi locul 11, avem dublu în număr de puncte față de ei, ei doar 15, noi 30. Hai să arătăm acest lucru pe teren și să scoatem încă 3 puncte. Fază fiză pentru Sepsi, Gheorghe centrează pe 16 metri, reușim să respingem, recuperează Popescu, Dumitrescu întoarce pentru Ispas, din nou Dumitrescu îl ia la mână acolo, întoarce cu Ispas, Ispas pentru Ciobotariu, stau foarte sus cei de la Sepsi, reușim să respingem acolo prin Belu, Sefer în centru cu Matias Kait. Avansează Matias, Costache în adâncime, însă e blocată acea pasă. Un nou minge lungă, recuperăm prin Ramos, Ninai, Crepulia, Sefer urcă Belu în partea dreaptă, e luat acolo pe sus și pierde Belu Rodriguez. O nouă minge lungă pentru Șafranco, Șafranco rămâne 1-1 și este 1-0 pentru Sepsi.
foarte ușor, foarte ușor prinși, pierde mingea acolo jumătatea terenului prin Belu. Belu care ne părea că ia prin planul în fața lui Ionea, de data asta o comite și este 1-0 pentru Sepsi, echipa gazdă. O nouă fază pentru Sepsi, centrarea lui Gheorghe respinge. Leonel recuperează, tackling bun, însă rămâne Sepsi în posesie. Ciobotariu pentru Popescu. Lansează, întoarce cu Ciobotariu, o nouă minge lungă în spatele apărării, atentă Belu de data asta. Întoarce cu Horatio, Iacob. Mai departe cu Ninae Crepulia, din nou cu Horatio. Ninae Crepulia pentru Matias Kite. Kite simplu cu Crepulia, urcă Belu în partea dreaptă. În centru Matias Kite, Kite încearcă poarta, însă se duce peste șutul. Centrale respins acolo, recuperează Vali Costache. Centrează pe bara a doua pentru Sefer, însă pierdem duelul la cap și Sepsi. Da, recuperăm! Hai de Marco, ocazie foarte mare ratată, însă aruncă Ramos. Iacob. Matias Kite, minge lungă, atentă, Ciobotariu. Pe bun, pune mingea jos. Din nou Ciobotariu, Rodriguez se schimbă cu Leonel. Vine Sefer și fură acea minge. Sefer încearcă însă poarta și este gol! Minge deviată și Sefer reușește să egaleze. Feher este depășit aici de acest șut al lui Sefer. Foarte bună acțiune a lui Antonio. El recuperează, tot el finalizează. Șutul este deviat. Feher este surprins și mingea se duce în poartă. Să execută Ramos acest corner la prima oară. Resping cei de la Sepsi. Recuperăm prin Vali Costache. Costache pentru Belu. Belu încearcă o pasă decisivă, însă suntem blocați. Sefer pentru Vali. Vali finalizează slab, prinde Feher. Degajează lungă portarul celor de la Sepsi, pierde duelul la cap. Atentă să Horațiu. Ramos pentru Costache. Pierde Vali Costache, revine acolo, însă nu reușește să recupereze. Gheorghe schimbă partea pentru Leonel. Leonel în fața porții și Gianfranco pune latul pentru 2-1. Belu, tată, ce ne faci? Ce ne faci, Belule, tată? Penibil astăzi, dar totul pleacă și de la Vali Costache acolo. Pierde foarte ușor acea minge după pasă simplă, lungă în spatele apărării și Gianfranco pune latul pentru 2-1. Feher degajează lung. Respinge Matias Cârjan. Cârjan pentru Marco, scoate la margine cu Vali Costache. Costache pentru Cârjan, pierde duelul la cap. Respinge Popescu până la Șafranco. Damașcan din nou gaură în partea dreaptă, însă Damașcan întoarce. Ciobotariu. Șează această minge și degajează Iurea. Iacob recuperează. Ramos. Matias cu Iacob. Crepulia. Schimbă în dreapta cu Sefer, Cârjan, pasă pentru Marco, o nouă ocazie imensă ratată de Marco. Marias, Crepulia, urcă în dreapta Sefer, Sefer încearcă însă pentru Costache, Ramos, centrează-mă Ramos, din nou resping de la Sepsi, Antonio Sefer pentru Costache și a reușit să marcă. Să verificăm. Ce verifici, mă, prietene? Ia să vedem. Se pune, da, e 2-2. Foarte bună acțiunea de pe o parte, pe cealaltă. Sefer din nou contribuie la acest gol. Centrare perfectă pe bara a doua. Vali Costache finalizează perfect la vincul. Și e 2-2. Se termină prima repriză. O primă repriză penibil din punct de vedere defensiv. Foarte, foarte ușor depășiți. Special acolo la Pelu, în partea dreaptă. Din păcate, Ninai are nici el o partidă foarte bună, intră în Play Guezelo, Marco Dugancic destul de slăbuț și el astăzi, la fel și Ramos acolo în partea stângă. Intră și Florin Ștefan în locul lui Ramos, Matias Kite ușor obosit, l-aș scoate pe Marco Dugancic, dar deocamdată nu îl scoatem. Hai să îi spunem lui Vali Costache să intre mai ușor, care deja cartonaș galben. Crăjan destul de șters, dar pare că are o notă bună.
Cam astea ar fi schimbările pentru prima repriză. Aș trage un pic defensiva, mă ajut, dar jucăm cu defensiva standard. Nu știu de ce suntem atât de ușor surprinși de acele vinci lungi. Să vedem încă 45 de minute la Sfântul Gheorghe. Trebuie să încercăm să revenim pe tabelă și să aducem 3 puncte. Ciobotariu încearcă o nouă minge lungă. Atent, Belu. Legozel. Calm cu Emers, Crepulia. Bănuiu mai departe cu Antonio Sefer. Sefer intră în zona centrală, încearcă o minge pentru Marco, însă nu pleacă la timp. Marco lajează lângă Sepsi, atent Iacob. Din minge jos. Iacob avansează, scoate la margine cu Ștefan. Ștefan pentru Emers, combină foarte bine acolo. Florin Ștefan pe 6 metri! Duganți și pe lângă, aruncă Ștefan de la margine, din nou Iacob. Mai departe cu Pleguezelo. Avansează fundașul central, Emers pentru Antonio Sefer. Sefer pentru Marco Dugatic! Am avut încredere în el și până la urmă marchează golul 3. Rată foarte mult. Trebuie să recunosc, foarte multe situații ratate astăzi de Marco Dugatic, însă până la urmă reușește să îl învingă pe Feher. Cred că e prima minge pe cadrul porții aici. Feher pune mâna, însă se duce mingea în plasă și e 3-2 pentru Rapid. Amaș joacă în dreapta cu Popescu. Rodriguez pentru Ștefănescu. Atent, recuperăm prin Iacob. Pleguezelo. Din nou Iacob. Înapoi cu Horațiu. Iacob reprimește. Minge lungă. Pierde Crepulia acolo. Leonel avansează. Leonel și avem bulan mare aici. Legă cu mingea de jos. Nu se grăbește Horațiu. Joacă lungă Horațiu pentru Marco Duganțic. Mai departe cu Sefer. Dă-i-o! Ștefan Bănuiu! Bănuiu! Ștefan! Ce bună este acțiunea asta! Cât de frumos să-i desfacem! Vin în pressing foarte sus cei de la Sepsi. Horațiu alege să joace lung pentru targetmanul nostru Marco Duganțic. Sefer după găsește baza asta perfect pentru Pănoiu. Pănoiu cu dreptul la colțul lung. Și este 4-2 la Sfântul Gheorghe. Da, începem cu dreptul. Un match pe care l-am început cu stângul. Am început foarte prost, în prima repriză am fost ușor dominați, apărarea destul de slăbuță, dar uită-te la statistică, mă, ești neon, 25 de șuturi, 15 pe poartă și doar expected goals, doar 1.88, când dai 15 șuturi pe poartă, senzațional, nu? Posesie de 63%, e bine că ne impunem și scoatem 3 puncte importante, debut cu dreptul. Greoi, dar o scoatem cu bine la capăt până la urmă. Revenim în Giulești și întâlnim echipa de pe locul 15, Politehnica Iași. Hai să vedem ce ne așteaptă la această partidă. E un meci interesant, mai ales că aducem foarte multe rezerve la această partidă. Încercăm să schimbăm aproape toată echipa pentru că numai în câteva zile trebuie să mergem la Roma și trebuie să fim odihniți pentru acea partidă. Trebuie să fie un meci simplu pentru noi, ar trebui să ne impunem destul de ușor. Însă am văzut meciul trecut, chiar dacă e o echipă din subsolul clasamentului, poate să pună probleme și poate să ne conducă oricând. Avem 4 victorii și o înfrângere în ultimele 5 partide, Poria și 3 egaluri, 2 înfrângeri și plecăm noi clar favoriți. Puneam noi prima poziție, iar Politehnica Iași pe penultima poziție. Hai să câștigăm, mai ales că jucăm în Giulești. Aruncă fosul mesac de la margine pentru Tucaliuc. Tucaliuc întoarce cu Țicu Azoiței, mai departe Marchioni. Raicea reușește acolo să paseze înapoi cu Azoiței. Minge lungă. Ninai pentru Emers. Pănoiu. Înapoi cu Ninai. Ne primește Ștefan Pănoiu. Încearcă o pasă în adâncime, însă e atentă. Țin cu Popescu, șoacă lung. Ninai calm. Pune mingea jos. Unea. Emers. Pasă pentru Chinoneș. Atent. Fosul Mensah. Din nou Chinoneș. Chinoneș pentru Ștefan Pănoiu. Centrare superbă și 1-0 deja în minutul 5. Mă tot gândeam, fosul Mensah, nu cred că e ăla, n-are cum să fie fostul jucător al celui de la Man United, pentru că
Chiar dacă nu a făcut față la Man United, nu cred eu că a ajuns atât de jos încât să vină în Superliga. Popescu degajează lung. Câștigându-l la cap, însă pierde mingea a doua. Kovaci întoarce cu Tinko. Mai departe a zoiței, Marchioni pierde fața lui Despa. Chinoneș pentru Despa. Despa preia în lateral. Chinoneș e blocat. Sare mingea la Cârjan și Molnar să vedea că se pune. Nu înțeleg unde ar fi putut fi offside aici. Se pune, nici vorbă de offside, bineînțeles, dar ca de obicei când marchează Rapidul se verifică orice poziție, orice gol se verifică la noi. Despa aici blocat, Chinoneș blocat și el sare mingea la Cârjan. Voleu din prima și e 2-0. Nouă minge lungă, atent Ninai. Balas pentru Xian Emers. Cârjan mai departe cu Chinoneș. Chinoneș pentru Ponoiu. Mai departe vine una. Una! Haide, măi, colțul lung. Simplu curat. Ninai. Calm cu Keita. Pasă pentru Cârjan. Cârjan în fața porții. Atentă să țin cu Emers. Încearcă o finalizare de la distanță. Atentă să portarul. Popa. Pentru Cooper. Vine Ștefan și fură acea minge. Ninai. Calm cu Keita. Din nou Nina, Xian, Emers pentru Cârjan. Cârjan preia bine acolo, în fața porții. A blocat Despa, cred că era penalti, dar Ponoiu face 3-0, minutul 29. Merge perfect, merge ceas echipa noastră de rezerve. Dar până în momentul de față nu avem nicio înfrângere în Superliga și vedem și la această partidă se distrează rezervele noastre. O primă repriză perfectă, o primă repriză simplă pentru noi, marcăm de 3 ori, domină total, nici măcar un șut n-au avut cei de la Poliaș, nici măcar o ocazie. Foarte, foarte bună prima repriză, să continuăm în ritmul ăsta, din păcate îl pierdem pe Xian Emers, s-a lovit și acum rămâne de văzut cât timp va sta Xian Emers, e o soluție foarte, foarte bună acolo pe bancă. Aruncă Ștefan. Direct la adversar, atent țin cu Azoiței pentru Marchioni, Popescu joacă lung. Ninai, pune mingea jos, Onea. Din nou Ninai. Onea pentru Albu, înapoi cu Ninai. Keita, pasă lungă pentru nimeni, însă atent Dinu. Degajează și el lung, Ninai însă se impune în duelul aerian. Ponoiu înapoi cu Ninai. Mai departe cu Balas. Calm cu Keita. Keita schimbă în partea dreaptă cu Răzvan. Una bună preluare, centrare pe 11 metri, respinsă și Despa. Marchează un gol. Golul cu numărul 10 pentru Alexandru Despa. Foarte interesant această mutare. L-am adus de la Under 21 pentru că nu aveam altă soluție și Despa are parte de un sezon magnific în Superliga. Ce finalizare simplă aici. 4-0 pentru 53. Fază fixă, Chinoneș pe 6 metri, respinge Kovaci. Din nou Chinoneș, Cârjan, mai departe cu Albu, Pleguezelo, Palas pentru Ștefan, blochează însă Tucaliuc. Tentonea recuperează Ștefan. Pasă însă greșită, Popa. Vine Ștefan și recuperează Chinoneș, Chinoneș. Putea să dea și în fața porții. Minge lungă, atentă Pleguezelo, Cârjan pentru Dumitrescu. Accelerează Dumitrescu și încearcă poarta, prinde Popescu. 4-0, liniștit, talpă întinsă, n-avem nicio emoție, ne distrăm cu Poliaș și se pare că Superliga nu avem adversar. Mergem la Roma și mergem cu gânduri mari. Am început foarte bine astăzi, dar și mai mult contează ceea ce s-a întâmplat la meciul Tour, atunci când am dat pe jos cu trupa lui Jose Mourinho. Va fi clar un meci total diferit, mă aștept să avem probleme foarte mari, dar sper eu să ne ridicăm la un nivel bun și să scoatem măcar un egal de la această partidă. Din păcate, nu ne putem baza pe Ninai, care am văzut încă nu este refăcut și trebuie să apelăm la Pleguezelo acolo în defensiva noastră. Trebuie să-l băgăm pe Crepulia la mijloc în locul lui Albu, rămâne Kite acolo, Fanat joacă titular în partea stângă, deși nu este refăcut 100%, cred eu că poate ajuta Sufanat, să vedem dacă își arată din nou calitatea. A crezut că vom da lovitura cu acest Sufanat, însă
până la urmă este o dezamăgire foarte, foarte mare. Am dat și un salariu foarte mare, stă numai accidentat și, din păcate, nu ajută foarte mult echipa. Trebuie să încercăm să fim un pic mai atenți, un pic mai defensivi la această partidă. E clar, plecăm cu șansa a doua, e clar, AS Roma favorită, bineînțeles. Din nou joacă cu 3 pe fund, 3-4-2-1, Zaniolo și Tammy Abraham, cu siguranță cei mai importanți, Lorenzo Pellegrini la mijloc și el un jucător foarte, foarte bun. Hai să vedem, cu siguranță va fi un meci cu totul și cu totul diferit. De data asta Roma probabil ne va lua foarte serios și probabil vor fi probleme foarte mari în defensiva noastră. Sperăm să ne ridicăm noi la un nivel bun și un egal, cred eu că ar fi foarte, foarte bun dacă reușim să nu pierdem pe Olimpico. Cred eu că ar fi o performanță foarte, foarte importantă. Hai să vedem ce ne așteaptă, hai să vedem dacă ne ridicăm din nou la nivelul echipei lui Jose Mourinho. Aruncă cumbula de la margine, Zaniolo preia și se întoarce acolo cu adversar în spate. Zaniolo pentru Lorenzo, centrare în zona primei bări, finalizează Tammy, atentă să vă rațiu. Fază fixă, Lorenzo pe 6 metri, Smalling lovește vara, avem bulan foarte mare. Superb. Atunci mai îl menționam pe Zvonat, rezistă doar 27 de minute, se rupe foarte, foarte ușor acest jucător. A jucătorul de plastilină. Doamne, doamne, am crezut că rupem norii cu băiatul ăsta, am crezut că ce vorbești, mă, dăm lovitura, dar din păcate a stat mai mult accidentat. Să vedem, puteți să vedem accidentările lui până acum. A, vedem, a avut hernie, s-a lovit la piciorul stâng, la mușchi, după la coapsă, după pe mușchiul din spate, pe a mult a stat prin infirmerie pe acest sufanat. Smalling joacă scurt cu Bove Ostigard. Înapoi cu Chris Smalling, din nou Bove, pasă superbă pentru Zaniolo. Ce pasă la Bove! A tăiat toată defensiva, lasă pe Zaniolo cu Jolly pe liber și finalizarea este una superbă. Vedem aici Zaniolo pleacă aici între linii, între Pleguezelo și Pelo, acolo în partea dreaptă. Nici măcar unul dintre cei doi nu alergă după el și după Zaniolo. Face unul de fază fixă pentru AS Roma, execută Lorenzo Pellegrini. În zona de 6 metri respinge Marco Duganzi, aici Zeki Celik, șut superb al lui Zaniolo, cu dreptul bineînțeles. Ne liniștim după primele 45 de minute, deja 2-0 pentru AS Roma, pare că nu avem nicio șansă la această partidă. Intră tot aici Zaniolo, dă cu dreptul, ce șut, ce șut! Și cam asta a fost prima repriză. Păcat că intrasem bine în meci, pare că de acolo de unde s-a rupt sufanat, ne lupem și noi. Dominați în prima repriză, era de așteptat, calitate mult mai mare pentru echipa gazdă și nu știu ce să ne propunem noi pentru repriza a doua. Bellu 6-2, super nou. Ramos 6-2, super nou. Dar când fundașii tăi laterali joacă de 6-2, ce să te aștepți? La ce să te aștepți la această partidă? Ăștia suntem, din păcate, ăsta ne este nivelul, se pare că meciul a fost clar un accident, meciul ăla din Giulești cu AS Roma, nu ne putem ridica la un nivel mult mai important, din păcate. Zaniolo întoarce cu Smalling, Bove, Ostigard. Înapoi cu Smalling, Lorenzo pentru Tammy, Bove, Oliver desface în dreapta cu Zeki Celik. Celik centrează pe vara a doua, atent, o ne respinge, Zalewski centrează și el, atent, Iacob. Ștefan oprește mingea în teren, Iacob. Înapoi cu Horațiu, minge lungă pentru Marco Duganzic, deviere pentru Costache. Costache pierde în fața lui Zeki Celik, rămâne să se posesie. Vali Costache pe 16 metri! Ce gol! Golațu, băi Antonio Sefer!
Se pare că revenim în meci, se pare că avem așa o fărâmă de speranță. Și dacă nu era golul al doilea înainte de pauză, părea că suntem în meci acum. Ce execuție are Antonio Zeffer aici? Se face 2-1 în momentul 46, ieșim perfect de la cabine. Corner pentru Roma, Lorenzo Pellegrini, finalizare în bară și respingem din nou. Nu putem să ne apărăm la aceste faze fixe deloc. Lorenzo Pellegrini din nou pe 6 metri, respingem până la Zaniolo. Zaniolo pentru Ostigard, Smalling, Zeki Celik înapoi. Crepulia joacă în stânga cu Vali Costache. Costache intră în zona centrală. Vali încearcă poarta! Te rui, Patricio! Da, cam asta a fost. Calitatea lui Zaniolo face diferența. Dominați clar această partidă. Au și puțin ghinion. Dacă intra șutul la lui Costache, nu se știe. Nu se știe, nu se știe. E clar, total depășiți la această partidă. Se impune Roma cu 2-1 și în acest moment cred eu că putem spune pa primăverii a Europa League. Zaniolo, două goluri. Rapid, doar unul singur. Asta e. Nu s-a putut mai mult. Revenim în Superliga și avem derby de clasament. Jucăm cu Farul Constanța, echipa de pe locul 2. 3 puncte peste Farul în acest moment. Schimbăm așa un pic echipa, aducem ceva sânge proaspăt acolo în primul 11. Sper să ne ajute acest sânge proaspăt pentru că îmi pare foarte rău. Îmi pare foarte rău de ceea ce s-a întâmplat la Roma. Îmi pare rău că n-am putut să ne ridicăm la nivelul lor. Îmi pare rău că am primit golurile alea atât de ușor, două faze foarte simple, dar din păcate Zaniolo a făcut diferența. Formă pe excelentă pentru trupa lui Gheorghe Hagi. 5 din 5 ultimele 5 partide. Noi, din păcate, stricăm din nou formă cu această înfrângere de la Roma. Zic eu că plecăm favoriți, suntem pe prima poziție. Cred eu că avem o echipă mult mai bună, trebuie să ne impunem și să mărim avansul față de Farul Constanța. Benzar întoarce acolo, venim în pressing foarte bine prin Pănoiu. Marco Duganzice se pierde. Alibek pentru Enes Sali, lovește transversala. Aruncă Kiki de la margine, din nou Sali. Blochează Sefer, Pleguezel o joacă lung, însă pierde duelul la cap. Popescu. Sârbu. Greșește acolo, Chinone și fură mingea, Chinone și pentru Ioniță, Ioniță pentru Marco, ce pasă superbă, respinge de perilia porții Popescu, Pleguezelo pentru Ioniță, înapoi cu Nina e Keita, Balas, Can cu Pănoiu, Pănoiu se întoarce cu fața, Chinone și pentru Marco, Marco Dugățici din nou 1-1, Marco Dugățici, de data asta nu mai iartă și e 1-0 în 23, o nouă pasă superbă a lui Chinone și acolo în adâncime, se descurcă bine și Pănoiu pe poziția asta de mijlocaș central, Marco Dugățici a doua oară nu iartă și 1-0 la Constanța. Fază fixă, Ioniță pe 6 metri, respingând însă Constanțenii. Edis Alibek pleacă pe contră, întoarce la Kiki. Kiki pentru Benzar, Artean, din nou Kiki. Artean, pentru Benzar, Kiki, Artean. Eu acum am văzut, cred că joacă cu Artean fundaș central, nu vine să cred și noi nu putem să profităm. Pasează bine Farul, Enes Sali înapoi cu Kiki, din nou Artean, Băluță, pentru Denis Alibek, Benzar. Benzar încearcă o pasă pentru Pitu și este 1 la 1. Cât de frumos. Dar foarte frumos ne-am desfăcut, au pasat foarte bine, după urmează pasa asta în adâncime. Suntem surprinși, bineînțeles. Ștefan doarme acolo, Benzar găsește unghiul perfect între fundașii noștri. Și papitul nu iartă, se face un om. Fază fixă, Ioniță prinde vincul. Ioni însă scoate, bineînțeles. Execută și cornerul Alex. E 6 metri, respingă cei de la Constanța, recuperăm prin Ioniță. Ioniță pentru Balaz, Keita!
prinde Ioane aici, nu? S-a terminat faza Artean pentru Kiki. Mai departe Benzar. Benzar pentru Ali Bek, Sali combină cei doi, atent plegueze loc, Ninai, Ștefan, Balas, pentru Ponoiu, Ștefan pentru Chinoneș, foarte bună pasă asta, Chinoneș are pe planul, Chinoneș centrează, însă e blocat și prinde Ioane. O nouă fază fixă, Sali pe bara a doua și David Kiki scrie cu capul. Se pare că avem probleme foarte, foarte mari la fazele fixe. Suntem foarte, foarte ușor depășiți. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, suntem 6 vs 6, l-aveți pe Viț acolo, Sali se centrează perfect pe vara a doua, Kiki sare cel mai bine și primim gol exact înainte de pauză, superb. Superb, primim gol înainte de pauză, deși începem perfect, deși conduce cu 1-0, nu reușim să ne concentrăm pe faza defensivă și suferim din cauza acestui lucru. Eze Bleguezelo intră una, foarte prostă decizia de a juca acolo cu Bleguezelo în pandă. Antonio Sefer iese și el, intră Vali Costache și îl trimitem pe Chinoni și în partea cealaltă. Și cam atât. Hai să vedem, încă 40 de minute la Constanța. Trebuie să forțăm, trebuie să revenim în meci. Centrarea respinsă, Enes Ali pentru Benzar, Grameni mai departe cu Pitu, Ali Bek. Pasă pentru Sali. Tu era acolo 1 la 1 cu One, întoarce la Kiki, din nou Sali, pentru Denis Ali Bek. Scoate Horațiu. Cine? Ba da, Horațiu e părăt. Doamne, doamne, cât de ușor suntem scoși. Execută tot Sali pe 6 metri, prinde Horațiu. Aruncă una de la margine pentru Chinoneș, Keita cu Pănoiu, Ninai. Înapoi primește Balas, Pănoiu, Keita. Pasă pentru Costache, Costache pentru Dungațici. Du mai departe! Tu mai departe, nu înapoi. Ramos se centrează, Dugărea peste. Aruncă una de la margine. Pentru nimeni, dar Pănoiu recuperează. Ștefan Pănoiu! Da! Reveni pe tabelă! A, nu credeam că se mai poate, dar Pănoiu insistă aici. Unea nu, n-am înțeles. N-am înțeles pentru cine a aruncat aici. Însă Pănoiu insistă și finalizează perfect la colțul lung. Se face 2-2. Se termină 2-2. Sunt mulțumit, foarte mulțumit. Mai ales că am fost întorși și părea că meciul ăsta este pierdut de noi. Felicitări, Pănui, un meci foarte bun, însă sunt nemulțumit de foarte mulți jucători la această partidă. Scoatem doar un punct. Mergem la ultimul meci de astăzi. Ne deplasăm la Craiova, echipă care se află pe locul 6 în acest moment, echipă care speră la play-off. Trebuie neapărat să obținem o victorie pentru că am început să suferim și rezultatele sunt destul de slăbuțe. Revine acolo una în partea dreaptă, revine și Iacob lângă Ninai, Ștefan stânga. Hai să jucăm cu Ramos în stânga, Keita, Crepulia, Cârjan, Sefer, Chinoneș ca winger, cred că ar da randament și mai bun. Matias Kite lovit, abia și-a revenit de joc, poate juca titular. Emers lovit și el, Pănui foarte obosit. Sufanat n-are rost să mai menționăm, încă 2 săptămâni va mai lipsi tailandezul nostru. Foarte exotic acest jucător, nu prea vezi jucători tailandezi în Superliga. A crezut noi că dăm lovitura. Repet acest lucru, se pare că a fost o țeapă foarte, foarte, foarte mare acest sufanat. M-am înșelat, trebuie să recunosc. Hai să vedem dacă reușim să trecem de FCU Craiova. E ultima partidă astăzi, trebuie să obținem aparat o victorie, mai ales că ultimele două partide n-au decurs așa cum ne-am fi propus noi. Jucăm cu FCU, avem în continuare 3 puncte peste Vardu Constanța, trebuie să ne menținem acest avantaj. Gelung, să-i atent, Ninai și recuperează Horatiu. Ninai pentru Keita. Crepulia se face stânga cu Ramos. Sează Ramos, Cârjan, din nou Ramos. Pasă pentru Chinone și mai departe Cârjan. Cârjan pentru Marco Dugazici. Foarte bună acțiunea. Adică de la noi, de la poartă și ne ducem
până în plasă cu această minge. Foarte bună acțiunea, bună și incursiunea lui Cârjan aici în partea stângă. Centrare perfectă, Marco cu latul la colțul scurt. Și 0-19. Da, minge lungă. Respinge Iacob până la Keita. Nina pentru une. Sefer se întoarce bine cu fața. Antonio se întoarce însă, pasează cu une. Crepulia încearcă poarta însă pe lângă. Iacob stânga cu Ramos, din nou Iacob, Keita schimbă partea cu Sefer. Bună preluarea unea, Keita însă e blocat acolo. Recuperăm prin Ramos, Iacob, Crepulia, o nouă pasă în adâncime pentru Antonio. Bună preluarea, Antonio centrează însă Duganțic. Ce a fost acolo? Voi, băiatul le-am lovit. Se termină prima repriză la Craiova, o prima repriză în care a apărut un control, dar trebuia să mai marcăm. Am arătat o ocazie importantă, am lovit doar bara acolo. Să vedem ceva schimbări, foarte slăbuț Chinoneș, ciudat, foarte slăbuț Onea. Nu e deloc ciudat pentru că Onea de ceva timp nu mai joacă tat. Nu vrea să mai joace și se vede acest lucru. Să vedem, îl băgăm acolo pe Costache în partea stângă și cam atât. Cârjan înapoi cu Iacob. Crepulia. Dacă bine Crepulia, îl găsește pe Vali Costache. Costache centrează însă, resping craiovenii. Recuperează Ramos, o nouă centrare. Marco așează pentru Vali Costache și Vali Costache intră perfect în meci și marchează la numai 10 minute după ce a intrat la pauză. Bună centrarea, însă Papadopoulos a fost atent. Ramos centrează din nou, aduce mingea din nou în suprafața de pedeapsă. Marco așează acolo cu capul și Vali acum șutând voleu, din voleu la colțul lung. Face 2-0. Simplu. Un meci dominat total de echipa noastră, marcăm de două ori și venim cu 3 puncte de la Craiova. Din nou, statistica arată superb, dar mă așteptam să marcăm mai mult. Și aici încheiem și episodul de astăzi. Data viitoare vom avea deplasarea de la Vila. Deocamdată nu știu cum să abordez această partidă. Nu știu dacă mai avem noi șanse. În acest moment avem 4 puncte, la fel și Copenhaga. 6 are AS Roma, Aston Villa 9. Aston Villa clar calificată deja. AS Roma joacă la Copenhaga. E greu, foarte, foarte greu. Chiar dacă ne impunem noi la Vila, e greu ca noi să mai prindem cel puțin poziția a doua, dar vedem ce se va întâmpla. Am început destul de bine astăzi, am început cu 2 victorii, 4-2 cu Sepsi, 4-0 cu Politehnica Iași și aveam speranțe foarte mari la Roma, însă Zaniul a făcut diferența. Marcat Antonio Sefer un gol superb, însă a fost doar așa un foc de paie, nu ne-a așteptat cu nimic golul ăla. Facem doar 2-2 cu Faru Constanța în deplasare, avem 1-0, ne întoarce Faru 2-1, reușit să egală pe final prin Pănoi și scoatem doar un punct și e 2-0 la FCU Craiova. Ne menținem în continuare pe prima poziție, 5 puncte în acest moment peste Faru Constanța, care pare că s-a încurcat în această etapă. Ia să vedem cu cine a jucat Faru Constanța. Făcut 0-0 cu Hermannstadt acasă. Mulțumim, Hermannstadt. Data viitoare avem deplasarea la Vila, mergem și pe Național de Vrașca cu FCSB, acasă cu Petrolul, ultimul meci din grupa de Europa League, acasă cu Copenhaga și terminăm acest episod pe Giulești cu Concordia Chiajna. Așadar, se poate decide data viitoare calificarea noastră primăvara în Europa League. Însă speranțele sunt foarte, foarte mici, nu cred eu că vom avea posibilitatea de a prinde acolo în locul 2, dar vom încerca ce avem de pierdut, încercăm să vedem, poate reușim să surprindem trupa lui Unai Emery. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru atenție, până data viitoare, v-am pupat!